Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O știre care mă intrigă. Se fură containerele de gunoi din parcările drumuri naționale din județul Arad. Pe mai multe drumuri naționale intens circulate din județul Arad, scrie publicația G4 Media, au fost amplasate de la începutul anului 16 tomberoane de dimensiuni mari. Au rezistat 10, 6 fiind furate, a anunțat direcția de drumuri din Timișoara. În momentul în care m-am oprit și am zis, adică de ce se fură totuși tomberoanele de gunoi? Ce se întâmplă cu ele? Și un comentariu de pe Facebook mi-a sugerat un răspuns. Cineva răspunde acestei știri. Se pun prunele pentru borhot în ele. Am prins când furau de la noi de la scară și urmau să ajungă în alt județ. Deci sunt furate pentru o cauză nobilă. Bă, da, pe bune, adică... Deci cetățeanul ăsta a oprit hoții. Fiți amabili, de ce ne furați? Pune prune la borhotit. Lasă, ok, ia-l. Cât de mare este producția de prune ca să furi containerul de gunoi? În România? Da. N-ai idee. Oamenii se asociază. Și cum se face? Deci se pun prunele și se lasă la fermentat acolo sau cum? Ele teoretic se lasă niște butoaie de astea mari. Le pui și ele încep să fermenteze singure, nu trebuie să le ajuți cu nimic. Și astea o aromă specială, pentru că fiind tomberoane de gunoi. Da, cred că le-au furat de noi. Nu cred că au apucat cineva să arunce cineva vreun gunoi acolo. Le spală cu detergent. Și oricum prunele alea, când le adun de pe jos și de pe unde le iei, sunt teoretic. Nu-ți imagina că ia cineva prunele, le spală și le aruncă ușor în... Bine, mă, deci umpli ăsta cu prune. Da. Și le lași acolo să se fermenteze, nu? Uh-huh. Da. Și după aia ce faci? Scurgi ce s-a fermentat? Și chestia aia o distrezi? Nu ne întreba de tot care procesul de după procedura? Aia. Nu înțeleg. Cum se nu face? Nu ne pricepem, domnule, de ce insiști la noi? 07-8-3-1-3-2. Spuneți omului, cum e cu borhotul de prună? Da. Din tomberon. Poliția a recomandat legarea containerelor cu lanțuri. Deci s-au făcut reclamații. Se fură rău. Ce zice poliția? Legați-le cu niște lanțuri. Și montarea de camere de supraveghere deasupra containerelor. Păi noi avem niște soluții de astea întotdeauna, de asta cu legatul, cu lanțul și mai era o chestie, înainte orice se repara cu un cui sau ceva. Cu sârmă. Cu sârmă, așa, da. Bravo. Sârmă, și, cui. Și Dacia 1300, aveai nevoie ca să repari motorul de sârmă și în loc de curea puneai un ciorap de damă, știi? Deci noi avem tot soiul de soluții de genul ăsta. Dar ai văzut cum a pus poliția sectorul ăsta, primăria sectorului 4, poliție la ambele capetele pasajului Unirea din capitală. Am văzut asta. Aia este. Care este modelul? Cum facem noi să nu se mai lovească autocarele de? Punem poliție la cap. Ce-i drept, nu s-a mai întâmplat. Ai găsit soluția? Cum dacă e cu sunt din tablă, se folosește ca să se facă rotisor, ne zice Aurel din Constanța, de tomberoanele curate. Cum mă, rotisor? Borhotul ăla se... Cum? Borhotul? Îl urești, faci tot un... Incinta aia metalică. Ah. Borhotul ăla se pune în cazan la fiert. Deci, practic, după ce ăla și fermentează, le pui tot ăla în cazan. Fierbe. Și dai la fiert. Și dai probabil un cep și tragi un tub sau ceva. Și de acolo instalația. Dar nu e alambic. Da. Deci, după ce poliția a recomandat legarea containerelor cu lanțuri și montarea de camere de supraveghere deasupra containerelor, rezultatul este că a fost furat și un stâlp pe care urma să fie montat o cameră de supraveghere. Dar stâlpul ca să ce? Stâlpul ce vine avea? Ca să nu mai bun unde pune camerele. Dacă s-a întâmplat să fie în zonă, l-a luat și pe el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.